Am înțeles că te-a chemat procuratura în judecată, vrea să-ți dea 15 zile de arest. Pentru ce? Pentru că am protestat la împotriva comuniștilor. Că eu sunt când ei făceau sâmbătă în piață, anticomunist, da? Că eu sunt lider anticomunist. Nu, dar ei te acuză că l-ai înjurat pe un polițist. Că am înjurat nimic, polițist, n-am nimic cu polițist, n-am blocat drumurile, acolo ați scris că am blocat drumul, dar n-am blocat nimic. Am înțeles. Eu am stat acolo la Arc de Triomf, eu am legitimația de sta acolo, eu am stat acolo. Era meeting legal, autorizat, da, legal și autorizat. Deci nu ești de acord cu arestul. Da, nu sunt de acord. Ce polițist a spus că am folosit cuvintele ofensitoare. Dar ce fel de cuvinte? Indignatoare. Ce fel de cuvinte? Nu, cred că jos mafia, jos... El a considerat asta da, ofensă. Asta, da, da. Dar are și martori. Jos organele de mafia, cred că jos organele de mafia. Este cuvintele indignatoare, ofensitoare. Și trebuie mai arestat. Pentru John. Că nu am... Nu, nu am visat de... Nu, ceru 15 zile de arest. Da. El are martori. El are martori, polițiști numai? Sau și civili? Acolo sunt polițiști, nu știu. Că nu știu, n-am venit pentru polițiști, n-am nimic cu polițiști. Am venit ca anticomunist. Am înțeles. Așa am făcut. Da, deci nu ești de acord cu acuzația. Da. Și acuzațiile care ei adus de la procuratura Lilia Popa, procuratura comunistă, comunistă. Dar i-ați pus o amendă, de ce n-ai contestat-o? A pus, nu știu, n-a dat, nu mai acolo, când a dat dimes. Ai văzut numai când s-a dus în judecată, dar n-ai știut că te-a amendat. Nu știu, nu mai la judecată arătat. Aveai să plătești amendă dacă știai? Pentru ce plătești amendă? Eu nu plătești amendă, eu... Procuroare te-a amendat. Da, eu am trebuit să merg la cod de apel și la cod de supremă. Bun, deci ai fi contestat dacă știai, am înțeles. Clar. Da, pentru ce? Eu n-am făcut nimic. Pentru ce? Eu am libertate de exprimare. Libertate de exprimare nu trebuie delimitat. De acord. Libertate de exprimare nu trebuie delimitat deloc. Am înțeles.